Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Astăzi avem o ediție dedicată echipelor românești, participării echipelor noastre, tentativei, dorinței echipelor noastre de a prinde cupele europene, de a merge mai departe în această tentativă, că nu e ultimul pas, mai sunt pași de făcut până la tragerea la sorți a grupelor europene, a cupelor europene adevărat. Avem trei meciuri astăzi, meciul celor de la Sepsi, meciul celor de la FCSB și meciul celor de la Universitatea Craiova. Începem cu confruntarea dintre Olimpia Ljubljana și Sepsi. Ne uităm pe cote și vedem mult, foarte mult echilibru. E destul de rar. Vedem o partidă, cel puțin la ora la care înregistrăm noi, care cotele să fie identice și pentru gazde, pe victoria gazdelor și pe victoria oaspeților. Sepsi totuși este favorită. Să nu uităm, are 3-1 după meciul tur. 3-1 în tur nu înseamnă că 2-0, vă reamintesc, nu înseamnă că 2-0 pentru cei de la Ljubljana e scor de calificare. Golul în deplasare nu prea mai contează acum. Arată un penalti în acea partidă Sepsi. Prima lor victorie în Europa, sigur, prima victorie din istorie. Sună bine așa, doar că nu e neapărat o istorie extraordinară a celor de la Sepsi. Ok, premiera ar fi să ajungă în turul 3 preliminar din Conference League. Acolo adversar ar trebui să fie Rijeka sau Djurgårdens. Vom vedea învingătoarea dintre Rijeka și Djurgårdens. Până acolo mai e, însă am văzut aceste cote, știm ce s-a întâmplat în tur. Hai să vedem altceva, însă să vedem golurile marcate de cei de la Sepsi în meciurile oficiale jucate în acest sezon. Și dacă vedeți aici, dincolo de faptul că sunt în urcare, graficul ăsta, albastrul ăsta este în urcare, sunt cel puțin două goluri marcate de echipa lui Cristiano Bergodi în toate, în fiecare din această partidă. Bergodi e un antrenor italian, dar e un pic atipic. Nu e neapărat genul ăla de antrenor italian pe vechi, adept al stilului ultra-defensiv. Bergodi e adeptul disciplinei defensive, asta da, dar lasă și un pic de libertate și cel puțin în sezonul ăsta, în startul de sezon, după cum se vede și pe graficul ăsta, se vede. Ok. Mergem pe asta. Mergem pe forma asta foarte bună, pe dorința asta a celor de la Sepsi, pe motivația lor. Cel puțin două goluri așadar în această partidă. Vedem peste 1,5 goluri pentru Sepsi, pe cotă foarte bună de 2,70. FCSB s-a cam făcut de râs în Georgia, în prima manșă contra celor de la Saburtalo. E favorită, e mare favorită înaintea meciului retur și evident că va căuta să spele puțin din momentele jenante petrecute acolo. Totuși adversarul nu e nici măcar unul de primă mână în Georgia. Nu mai vorbim de alte lucruri. 1-0 a fost în tur pentru cei de la Saburtalo. FCSB-ul n-a câștigat niciun meci în acest sezon. Vine și după schimbarea de antrenor, cel puțin în teorie, adică schimbarea celui care stă pe bancă, dar rămâne mare favorită înaintea acestei partide. O să vedem și altceva, ne vom uita și la altceva. Sunt golurile marcate în ultimele 5 meciuri ale celor de la FCSB pe teren propriu în Europa. În niciunul dintre aceste meciuri n-au marcat ambele echipe. Ar trebui să fie momentul revenirii totuși pentru cei de la FCSB. Mizăm pe ei, mizăm pe lucrul acesta, poate și pe teoria schimbării de antrenor, teoria șocului de la o echipă care schimbă antrenorul. Câștigă FCSB oaspeții fără gol, e ideea noastră pentru această partidă, pe cotă de 2. Și Craiova e mare favorită, se poate vedea și pe cotele generale. Înaintea meciului retur cu albanezii de la Vlaznia a fost 1-1 în turul de săptămâna trecută din Albania. A dominat Craiova, ar fi trebuit să câștige. După cum s-a jucat, ar fi trebuit să câștige această partidă. Bun, e mică totuși cota pe victoria celor de la Craiova. Ne uităm însă la altceva.
și o să încercăm să împachetăm această victorie cu ceva. Golurile marcate în ultimele meciuri ale Craiovei pe teren propriu în Europa, în 5 din aceste meciuri s-au dat sub 2,5 goluri. De altfel și Turu e pe aceeași linie, s-au dat doar 2 goluri. Victorie Craiova, așadar, e ceea ce mizăm noi, ceea ce credem noi. Victorie Craiova și sub 2,5 goluri în această partidă. Excelentă cota 3,20. Iar un bilet al acestei zile cu implicare românească, cele 3 partide pe care vi le-am propus, pe ideile pe care vi le-am oferit noi și pe care le vedeți mai sus, un bilet așadar compus din aceste 3 partide ne-ar oferi o cotă de 17, o cotă foarte interesantă, 17 și ceva, 17,28 la ora la care înregistrăm noi. S-ar putea să fie un pic mai mică, rămâne însă o cotă foarte, foarte bună.